Un caz înfiorător șochează întreaga lume. Marian, un bărbat în vârstă de 76 de ani, este acuzat de profanare de cadavre după ce a scos din mormânt trupul mamei sale, l-a îmbălsămat și l-a ținut acasă timp de 13 ani. Femeia, care a murit în ianuarie 2010 la vârsta de 95 de ani, va fi reînhumată. Cazul care i-a șocat pe locuitorii din Radlin a ieșit la iveală întâmplător în luna februarie. Marian locuia singur în jumătatea sa de casă, în cealaltă jumătate trăiau cumnatul său și soția lui. Viețuiau practic ușă în ușă, cu toate astea bărbatul de 76 de ani și rudele sale nu intraseră în contact de cel puțin 11 ani. Pe 22 februarie însă cumnatul a decis să acorde mai multă atenție vecinului singuratic, mai ales că îl văzuse mai devreme pe stradă dezorientat, așa că a decis să-i facă o vizită și să intre în cealaltă porțiune a casei. Acela a fost momentul în care omul s-a trezit în fața ochilor cu o priveliște șocantă. Într-una din camere, pe canapea, în fața televizorului, zăcea un corp mumificat. Speriat, omul a anunțat imediat poliția. Imediat a fost declanșată o anchetă, fiind dispusă autopsia cadavrului. Expertiza nu a explicat cauza decesului, însă, în urma analizelor genetice, specialiștii au confirmat că trupul fără viață îi aparține mamei lui Marian. Femeia a murit în 2010 la vârsta de 95 de ani, iar procurorii au presupus că bărbatul ar fi scos cadavrul mamei sale din mormânt. Aceasta a fost înmormântată în cimitirul parohial din Radlin, care se află la doar 300 de metri distanță de casa fiului său. Marian ar fi putut transporta cadavrul la lăsarea întunericului, așa că anchetatorii au dispus exhumarea cadavrului. Când mormântul a fost deschis, sicriul era gol. Marian a dat explicații ample, dar nu le putea dezvălui conținutul, a precizat purtătoarea de cuvânt a parchetului. Femeia moartă va fi reînhumată. Localnicii sunt șocați de ce s-a întâmplat. Se întreabă cum a reușit bărbatul de 76 de ani, pe care îl numesc vampir, să trăiască atâția ani cu un cadavru în casă. Cumnatul nu a dorit să facă declarații. Le-a spus jurnaliștilor doar că este o rușine pentru familie ce s-a întâmplat și că soția lui a avut probleme de sănătate în urma acestei grozăvii. Relatează Observator News. Un gros.